Președinte Iohannis, mai mergem o dată. Doar să înțelegeți că țara asta nu este a voastră, ci este a noastră și noi, poporul, hotărâm pentru ceea ce se întâmplă. Nu permitem niciunei divizii, 101 sau orice divizie, să escaladeze acest conflict care nu este între Rusia și NATO, este între Rusia și Ucraina, pentru teritorii care, aparțin unei rusii trecute și e treaba lor ce fac acolo. Nu e nici problema României, nici a lui NATO, nici a Uniunii Europene. Sunt două țări care nu fac parte din Uniunea Europeană și nici din NATO. De aceea ce vreți să faceți voi, inclusiv NATO, iar ai proștii noștri de conducători răspund la ordine, este un act de înaltă trădare față de România. Și credeți-mă că dacă îndrăzniți să băgați România în război, și noi vă vom băga în închisoare pentru înaltă trădare, pentru că așa ceva nu vom accepta.